Deci, filmul ăsta, vorba cuiva, din italienii aia, așa, cum a fost, cum a fost, zic, unul ca Felin, îi zicea că este prea dur filmul. Da, așa zicea că e prea dur. Dar are o scenă, asta mi-a rămas în minte 38 de ani. Când, știi, el era un băiat ăsta, Catone, era un băiat aluziv, e un fel de autoportret de Pasolini, un băiat homo, care, cum să zic, îl plăcea o fată și el nimic, nimic. Dar el o ajuta, pentru că oamenii atunci o duceau extrem, extrem de greu, știi? Și o ajuta să-și cumpere o rochie, ca pe ea să poată face trotuarul. Și urmă să aibă ce să face, să mănânce. Și într-un moment el se vizează că e mort, că a murit. Și că au venit prietenii, că era un fel de vagabond din ăsta, așa. Un fel de foschetar, cum zice noi altfel. Și că au venit prietenii în urma lui. Și când a fost la cimitir, el mergea în urma carului mortuar, prietenii în față, și el era după ei să vadă ce și cum ce va urma. Și când se intre în incinta cimitirului, stop, l-a oprit, zice, tu nu. Păi zice, eu sunt ăla care a murit. Nu. Ce să facă, ce să facă, e închis partea. Și omul zice, mur pe, mur pe gardul, pe incinta cimitirului, să văd ce se întâmplă, măcar de acolo. Și omul de-l vede pe gropar. Și strigă, hei, hei, groparule! Fă-mi groapa mai la soare, mai la soare, mai la soare. Acum e o interpretare de la mine, dar cam așa ceva, așa. Pentru că, voi, e foarte tare, că e făcuse groapa la umbră. Deci, bietul omul ăsta a trăit într-o umbră a vieții, într-o mizerie. Și a zis, măcar în mormânt, să aibă groapa mai la soare, să-i fie soarele, cum se mai, de partea lui. Foarte tare, mi s-a părut extraordinar de tare, m-a pătrus așa de mult. Uite ce frumos portretul ăsta, Marian. Aici e foarte, foarte bine prins. Eu de o vreme îl prind tot mai bine, mai bine. Așa am făcut nu știu câți mari mică. Uite toate tablele astea, ca să le voi agăța pentru expunere, doar pe gard, știi? Pe gardul vecinul, dar o să le dau jos, că ăla-i gură spartă, bine strigă la mine. Iar mi-ai pus astea pe gard, țigănismele astea. M-am săturat, Dar el vine odată pe lună, și mă, ce mă enervează așa, știi, că noi nu ne salutăm, Bogdan, nu ne salutăm, pentru că e... Pentru că nu are cu creativitatea, ori fie având el bani, nu știu ce, dar pentru el creativitatea e curvă sărai, e umblă cu pula sculată, ca la modul ăsta, știi? Pentru el asta înseamnă. Bineînțeles, vecinul meu, mai de mult, vreo 7 ani, nu știu cum a fost așa, că am avut o ceartă cu ei. Păi zice, e homosexual! Mă, și ăsta s-a uitat la mine ca la un căcat. Și de atunci nu mă poate vedea. Mă pupe undeva, știi? Dar asta e reacția. Și orice ai face, nu-i fac pentru că nu-i terenul lui. Nici al meu nu e. Dar eu sunt ăla care curăț acolo. Eu fac acolo frumos, să zicem așa. Adică mă ocup de o estetică a zonei. Așa, acum trebuie să scriu ceva pe niște cartoane din astea la adresa moldovenilor ăștia. Mă, știi ce fac? Azi dimineața am găsit nu știu câți rahați pe aici, pe fața atelierului. Pentru că sunt mașinile astea iar noaptea și ei ajung pe la 4-5. Și cum cobor din mașină și le scriu, domnule, pișați-vă înainte de a intra în București, că pute Bucureștiul ăsta la pișalul vostru. Bun, cam atât. Ia să vedem ce mare mică mai fac eu acum. Da, mă, săracul Marian. El are așa o... Eu m-am obișnuit să-l văd zilnic. Pe tableta asta, curățând pozele, revitalizându-l, să zicem așa, un cuvânt din asta, adică în memoria mea
se tot înnoiește, se tot înnoiește, știi? Și eu, bineînțeles că lucrez și bineînțeles că se așează. Și mie cel mai mult îmi place când văd dimineața cum se așează lumina pe chipul lui. Și este foarte, cum să zic, e foarte... E foarte plăcut momentul, știi? Adică mă simt chiar bine, ca și cum el încă mai e prezent în, pe aici. Eu îi fac să fie prezent, eu îl fac să... Bun. Deci, sâmbătă plecăm la Măgura. Mă gândesc, voi, noi fi având și o COVID, chestia asta cu odul mă înspăimântă. Și vorbeam cu Maria, tot timpul tușea. Și îmi zicea, nu mai pot de tusa asta. Și ziceam, bă, vezi, tu ai râs de mine când ți-am zis, Marnică, du-te și fă-ți COVID-ul ăla. Și el mi-a zis, zice, da, știi ce mi-au zis doctorii? Că am stat... deoparte și că nu mi-am făcut testul ăla, așa, anti-COVID, la, la, la. Și acum oamenii îl tratau, dar... Vezi cum e? Că tu nu asculti. Ieri am mâncat caviar, nu caviar, nu, cum îi zice, icre de somon. A venit un prieten cu Dina, Dina Tănase, și un actor, am uitat cum știa. Și ea, Dina, draga de ea, îi zice, muri. A venit trece, mă duc să iau ceva, că am zis că fac cinste. Ui, ce vreau să iau? Icre. Îi zic, băi, Dina, vezi că alea sunt scumpe. Ce nu mai pot eu că sunt scumpe? Da, zic,
adică înseamnă că va, înseamnă că va plăti bine cinematograful. Aia zice, nu, nu ne plătim așa. Că e publicitate, știi? Ea, ea, ea se pricepe la publicitate. Are multe, multe din astea de publicitate. Și... și n-am mai lucrat de urmă, nu știu cât e, cât e grea, mai frumos e portretul. Eu cum e când, când ves un, un portret al lui Marian, am, am senzația că l-am înviat un pic. L-am înviat în memoria mea. Nu știu dacă ar, dacă ar învia, ar învia, ar învia. Gata, nu e niciodată. Nu știu ce aș spune. Poate chiar spune. Acum o să mor eu și tu să rămâi în viață. Și să vezi tu cum, ce înseamnă. O să duci dorul cuiva. Galbenul ăsta cu negru și de fapt nu-i negru, ăsta e albastru. Devine foarte gri. Așa aici mi-e prins. Marinica, marinica. Cât trăia, nu, nu, cât trăia la spital, eu îi trimiteam portrete, care l-a făcut desene, am multe. Eu am făcut în total vreo 2000 de portrete cu el. Dar fotografii am făcut foarte. Mă, am făcut foarte multe fotografii și încă mai am fotografii vechi, pe multe, pe multe de-astea. Ah, m-am murdărit. Asta e cu culoare. Ultima, 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 ultima tură, ultima tură. Aici cu, cu Iisusul ăsta. Iisusul ăsta mi-e foarte drag. La început a fost o lucrare de-a mea care era în, în, în grădină. Și lucrarea, am început-o pitată în grădină. Și... n-am expus lucrarea. Dar îmi plăcea mie, îmi plăcea mie o fotografie de asta, nu sunt de așa. Am două portrete pe o diagonală ascensionată. Galbenul ăsta și oranjul ăsta. Foarte plutitoare așa, știi? Ca un colb din ăla ușor care se ridică în, în lumina după amiezii. Așa e pictura lui Leonardo. Ca un colb ușor care se ridică în lumina după amiezii. Și spre seară. Pictura, pictura lui Leonardo e extrem, extrem de liniștitoare. Cred că el, cred că el era un personaj foarte calm, calm, interiorizat, priceput la multe, bătăios în bătălii din astea de, de, de creativitate. Își, își ținea lucrurile ascunse, nu era la vedere, pentru că atunci, atunci se copiau foarte repede ideile. Și te vedeai la alt atelier cu lucruri gata, curate. Știi? Ca și astăzi. Azi anumiți artiști de mare, mare faimă își țin lucrurile ascunse. Nu... nu le desfășoară zilnic ca mine, nu? Și vor... Opa! Nu-i... Așa...
Dar eu, știi cum, mă gândeam atunci, cum Marian era conștient când poza, poza foarte bine. Să știi că alții nu știau să pozeze. Marian poza foarte bine. A zice, mă, el, cred că mă mințea. Valea zice, nu e adevărat, el te mințea, nu, n-a făcut niciun film. XXX. Ei, el a avut bani în altă parte pentru casă. Acum, de-aia nu mi-a zis. Zicea, el tot timpul zicea, a, am făcut filme din alea XXX și nu știu ce. Mă, și îl puneam să povestească cum e. Și bineînțeles că mă cam... știi ceva, să vezi ce scenară am avut, vai că ne-am dus în delt, vai nu știu cum, trebuia să facem așa, mai mulți, mai nu știu ce. Eu mă închipuiam, zic, băi, frate, o, dar zice, erau unii super dotați, ta-ta-ta-ta-ta. Ca după aia s-a făcut că nu-i adevărat, nu-i făcut. Oare mică, adică, mă, cu multe mă mințea, după aia zicea, nu, te-a mințit, am vrut să râd de tine, zicea. După ce râdea, copios, de câte o prostie care eu o credeam așa, râdea, a, zice, vai, vai, zice, mușulicul, tata, zice, ai să te pup eu, că... Zice, nu mă, te-am păcălit, am vrut să vă ce zici, ce așa. Și a zis, bă, nu mă mai păcălit, mă. El se amuza tot timpul de mine, de tot fel de situații din astea. Dar avea momente când, aș zice că îmi plăce când mă certa. Când nu le puneam apă la când și eu zicea, bă, au apă suficientă sus pe terasă. Și odată l-am zice, a, păi da, au apă, ai dreptate. Eu credeam, zice, că domnule, da, pe cum să le dau mă apă? Păi zice, nu vezi că sunt setați, dar n-au decât să meargă sus să mănânce. Tu știi cum e? Aici, la o chestie ca asta, eu m-am învățat cum se folosesc linia ca să exprime ceva. Asta e, nu e, nu e mare scofală, e șansa să lucrezi, nu trebuie să fie așa ușor, știi? Dar exercițiul ăsta al al portretului zilnic, m-a făcut să înțeleg repede. Și printre primele portrete, mai ales că le făceam după model, a fost după Aurica. Aurica, până să meargă el la cercit, de mă sărac Aurica, odată l-am îmbrăcat, așa mai bine, am trecut pe lângă un cercetător și am zis, vezi bă, nu-i dă mai nimeni, pentru că uite ce nespălat e. Zic, Aurica, te îmbraci frumos, te duci, și că ăla zice, uite bă, săracul de el, cu mari picioare, dar e săracul, e curățel, știi? Zic, oameni, apreciază chestia. Bă, și Aurica a băgat la cap. Am avut dreptate. S-a așezat la biserică, la intrare, nu în curte, în față. Și cum stătea, am niște poze cu el, cum stătea el așa, băi, săracul de el, îi dădeau, era la un moment dat un rom care cred că îl cunoștea. După aia mi-a zis Aurica, zice, ăla mi-a dat bine. Dar zice, îl știu, dar el săracul de el, romul ăla. Ce bine face tălbii noștri așa, numai cu un pic de mină. Floarea asta are frumos. Cam. Mirosul.
asta cred că spun. Mare mică, acum o să mor eu și să văd eu cât te gândești tu la mine după aia. Mai bineînțeles, poate că o să revin înapoi și să zic, ei, cum te-a fost? Știi, eu mă gândesc așa, vezi? Pentru că am avut niște lucruri foarte în comun și unele intime, știi? Și asta face să cruseze mai mult, știi? Era așa, un prieten și atât, nu? Mult mai mult, știi? Bă, ia să vedem ce portret mai avem ultimul pe astăzi. Deci mai am de făcut niște pe tablă, dar cred că mâine. Oare cât o picioasă? El era interesant, de ce? Ca portret. Săracul nu se vedea bine. Dar zice, uși bă, că tu ești frumos, ești, cum mă, cu ochii ăștia, păi zic, tocmai asta dă farme, cu ochii ăștia așa un pic măriți, ieșiți din orbite. Zic, ai maxilarul ăsta puternic, așa, ca de maimuțică? Eu așa îi zicea maimuțică. Săracul nu se supăra. Când îl arintea maimuțica mea. Avea un pic fruntea teșită, dar mi-a explicat de ce, dar nu spune de ce. Avea un pic fruntea teșită. Și eu nu știu, când îl sărutam, îmi plăcea să-l sărut pe frunte. Pe fruntea aia teșită, zic, de fruntea aia teșită, a ta teșită, să te pup. Și era mare. Și el îi plăcea foarte mult că aveam tandrețe așa cu el. Avea momente când plângea. De ce, Marică, te iubesc? Ofta. Și pe aia lăcrima. De ce dracu lăcrimezi așa? Ți-a zis așa de... Ești mai Dumnezeu, știi? Știi că odată... El a avut o pasiune ușoară, o ușoară pasiune pentru nepoata mea. Liana. Dar mi-a zis ceva destul de urât și a zis, bă, o fată se cucerește, așa, mai mică. Tu cucerești o fată? Tu ce ai impresie că e așa? Hai că fetele, știi, fetele, bă, te trebuie cucerite. Dar știi ce mi-a zis? Ce mi-ar fi plăcut? El mi-a zis odată, mi-ar fi plăcut să fiu neam cu tine. Este foarte tare, știi, mi-ar fi plăcut să fiu neam cu tine. Chestia asta îmi venea să spun că băiatul ăsta ținea la mine foarte mult. El aproape că se obișnuise cu mine. În fiecare dimineață țâși telefonul și mă întreba chestii astea. Asta, când de sport, când am zis, bă, la sport nu mă pricep. Zila deasă de cultură, acolo, n-a zis ce se întâmplă. Nu știu chiar așa, știi. El avea o anumită inteligență care era foarte... inteligență și o memorie foarte bună. Și mai avea ceva. Când era să imite pe cineva, voi, frate, imita extraordinar de bine. Extraordinar. Știi, și vedeam cu lacrimi că avea un... Ce bine am prins. Avea un fel al lui de a... Am exagerat un pic. În artă sunt un exagerat. Știi, de mine ăsta așa cum aici. Ți-am zis că... Eu ușor i-am învățat, dar niciodată nu lucrez fără, îmi place să lucrez după, și după schiță, deci schița să fie,
mod de la, de la care să zicem partici plec, și să mă controlez. Dar atunci când fac, să zicem, o pictură, îmi place să plec de la, de la desen, să nu mă uit la fotografie. Pentru că fotografia, știi, nu e de esență. Pictorul ia un pic esența de acolo, știi? Pentru că el îl reînvie pentru el, pentru a-i fi mai ușor de ce-a vrea să facă. Oare cât o fi ceasul? Uite ce frumoasă e asta. Ăsta foarte drag, e foarte drag. Ăla. Mă, tu-ți dai seama, din ianuarie, cred că de la 1 ianuarie, i-am făcut în fiecare zi că 2, 3, 4, 5, 6 portrete. Odată când am făcut alea de la NAC, la alea am lucrat, cred că 2 săptămâni. Pentru că erau câteva sute de portrete și le copiam pe folie. Acum la expoziția aia, mă gândesc să le mai lăs acolo. În filmul ăla, ultimul care l-am făcut, mi-a plăcut chestia asta și am zis, gata, dai, ai tăiat foarte bine. Ăla fie un film foarte bine. Tu, păstrează-ți bateria.